Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de mine se află doamna Liliana Romaniuc, expertă în educație. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! După o lungă perioadă de timp, iată că... Între timp ați schimbat și locul, așa da, că... și ne bucurăm că discutăm despre educație, discutăm despre teme importante și m-aș opri la un subiect care mi-a atras foarte mult atenția, analfabetismul funcțional, care este cu totul diferit de analfabetismul pe care îl știe toată lumea. Dar cred, așa e, cred că e o temă interesantă și foarte greu abordată, adică nu prea o întâlnim așa pe toate posturile. Așa este. Eu mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați gândit la tema aceasta. În primul rând, în al doilea rând, trebuie să recunosc și să admit faptul că este un subiect, o temă greu acceptată. Și asta, în primul rând, pentru că avem un cuvânt acolo, analfabetism. Și atunci când spunem analfabetism, ne gândim imediat că este vorba despre acei copii sau acele persoane care nu știu să citească, care au nivelul de educație cel mai scăzut. Ceea ce nu este adevărat. Analfabetismul funcțional nu înseamnă analfabetism de bază, nu înseamnă că nu știi să citești. Analfabetism funcțional găsim în România, dar găsim și în celelalte state europene. De altfel, una dintre prioritățile Uniunii Europene este reducerea analfabetismului funcțional la elevii de 15 ani la un procent de maximum 15% până în 2020. Acum, la nivelul Uniunii Europene, suntem undeva la 18-19%. Spre deosebire de România, unde procentul copiilor care sunt în zona analfabetismului funcțional este de 38%. Deci este o mare diferență. Da? Spre deosebire de Finlanda, care nu are nici măcar 3%. Dar și Finlanda și alte țări europene au avut curajul să abordeze această problemă cu care se confruntau sistemele lor educaționale sau se confruntă, lucru pe care noi, din păcate, nu-l facem. Și eu vreau să subliniez lucrul acesta, că analfabetismul funcțional are legătură în primul rând cu faptul că o persoană citește foarte bine, reține foarte bine multe lucruri, dar are probleme în ceea ce înseamnă înțelegerea a ceea ce a citit, pe de o parte, și pe de altă parte, de aplicare a informațiilor pe care eventual le-a obținut din ce a lecturat în viața practică. Altfel spus, o persoană care se situează în zona analfabetismului funcțional nu funcționează în societate. Și atunci când vorbim despre analfabetism funcțional, ne referim la capacitatea de a lectura și a înțelege un text, indiferent de natura lui, analfabetismul funcțional în domeniul științelor, analfabetismul funcțional la matematică, altfel spus, știi care sunt unitățile de măsură, dar nu știi să măsori o arie, de exemplu, da? Nu știi să calculezi o arie sau nu știi să calculezi volumul. Despre asta este volumul unui corp, despre asta este vorba. De asemenea, în societatea cunoașterii în care noi trăim, a funcționa înseamnă să fii în stare să folosești toate device-urile electronice, să folosești internetul, deci iată că ai nevoie de alfabetizare funcțională în domeniul digital. Acum, dacă ne uităm la oamenii din societatea noastră, ne dăm seama că sunt foarte multe persoane care nu stăpânesc bine domeniul acesta. Nu este cel mai mare păcat de pe lumea asta. Important este că în momentul în care tu ai conștientizat că îți lipsește ceva ce te-ar ajuta să funcționezi mai bine, să funcționezi sau să funcționezi mai bine în societate, să dorești să înveți, să dorești să iei niște cursuri în domeniul respectiv. De asemenea, vorbim despre alfabetizare funcțională în domeniul juridic. Să știi să citești o lege, să știi să citești, știu eu, ceea ce la nivelul instituției ține de proceduri, de regulamente, de regulament de ordine interioară. Avem de a face cu alfabetizare funcțională în domeniul financiar. Să știi să îți calculezi, să-ți faci un buget, să știi să citești o factură, să știi să lucrezi cu documentele de la bancă, cele care ne sunt adresate nouă, utilizatorilor de zi cu zi, să spun așa. Deci cumva sunt pe toate domeniile. Pe foarte mult. Alfabetizare funcțională în domeniul media, de exemplu. Deci în sistemele educaționale din Europa
deja s-a trecut la s-a trecut la niveluri superioare sau cât mai diverse care au legătură cu alfabetizarea funcțională. Deci, nu trebuie să ne speriem de lucrul acesta, ci trebuie să facem este să încercăm să lucrăm cu copiii la școală, să aducem problema aceasta în spațiul public și să găsim soluții. Pentru că problema la noi nu este faptul că avem elevi în zona analfabetismului funcțional, pentru că toate țările au. În toată Europa există lucrul ăsta. Ci faptul că avem un procent mult prea mare. Deci, la finalul clasei a 8-a, 38 spre 40% dintre elevi sunt în zona analfabetismului funcțional. Spuneați mai devreme că, iată, Finlanda nu ajunge nici măcar la 3%. Da. Care ar fi explicațiile? Putem prelua de acolo modele, nu știu, ceva să putem face și pentru copiii noștri? Explicații, desigur că sunt multe. Primul lucru sau primul pas pe care Finlanda și alte state europene l-au făcut a fost să conștientizeze, doi, să recunoască lucrul acesta și să și-l asume și abia după aceea să înceapă să lucreze la identificarea soluțiilor. Finlanda este o țară extrem de interesantă, cu un sistem educațional foarte performant. Toate studiile arată că în Finlanda, și poate că unul dintre sistemele educaționale cele mai avangardiste, să spun așa, studiile arată că în Finlanda focalizarea este pe, sau investiția majoră a fost și este în zona în care sunt cei mai mulți elevi. Pentru că, trebuie să recunoaștem, avem cel puțin trei categorii sau trei segmente de populație școlară. Un procent foarte mic, care este în zona elitei, a performanței înalte, să-i spun așa, apoi avem un segment foarte mare al elevilor care sunt elevi studioși, da? Elevilor care... Conștiincioși și care după aceea vor să își găsească un loc de muncă în țara în care ei trăiesc și mai avem o zonă a elevilor aflați în situații foarte grave, vulnerabile, care provin din familii vulnerabile, în așa numitele școli vulnerabile. Ei, Finlanda a investit foarte mult în aceste două segmente, dar cel mai mult, cel ultimul la ei este aproape inexistent, dar cel mai mult în acolo unde sunt cei mai mulți dintre elevi. Desigur că nu i-a neglijat nici pe cei care se găsesc în partea superioară. Lucrul acesta a condus sau a generat rezultate în tot ceea ce înseamnă viața în Finlanda. În economie, în agricultură, în absolut toate domeniile. Pentru că, până la urmă, în orice societate ai trăi, fie că este vorba de Finlanda, fie că este vorba de România sau de Statele Unite ale Americii, ai nevoie de oameni care să funcționeze în absolut toate domeniile. Avem nevoie de profesori foarte buni, dar avem nevoie și de instalatori foarte buni. Avem nevoie de medici foarte buni, dar avem nevoie și de persoane care să lucreze în zona confecțiilor, de exemplu. Avem nevoie de juriști foarte buni, dar avem nevoie și de coafeze foarte bune și în zona serviciilor, da? Ei, ca lucrul acesta să se întâmple, noi trebuie să investim în copiii aceștia. În România, la momentul acesta, mai mult poate decât oriunde în Europa, având în vedere că, cu toată părerea de rău și cu toată tristețea, trebuie să recunosc că ceea ce spun, ce ne spun testele internaționale, suntem pe ultimul loc în Europa. Da? În ceea ce privește analfabetismul funcțional. Altfel spus, avem procentul cel mai mare de copii care se găsesc în această zonă. Soluțiile sunt multiple. Dacă ne referim, dacă am dori să spunem, oricât aș dori eu să spun sau altcineva, că problema poate fi rezolvată foarte repede, trebuie să recunosc că nu e adevărat. Finlanda a lucrat la povestea aceasta vreme de vreo 37 de ani. În Germania, în anul 2000, când au participat pentru prima dată la testele PISA, Germania se afla undeva la mijlocul clasamentului. Atenție! La mijlocul clasamentului. Pentru nemți, acea poziție a fost considerată ca fiind ceva foarte grav. Și s-a produs o mișcare numită PISA șoc. Deci a fost percepută ca un șoc. Deci mă refer la anul 2000.
Suntem în anul 2018. Din momentul acela, Germania a început să lucreze la această problemă. Pe absolut toate palierele, din absolut toate perspectivele. Pentru că suntem la o emisiune TV, în Germania, vreme de 3 ani, până prin 2005-2006, nu exista zi, nu exista televiziune, nu exista post de radio și nu exista publicație presă scrisă, în care să nu apară ceva despre PISA șoc. Ce s-a făcut? Deci a fost un efort din absolut toate punctele de vedere. Media, oamenilor li s-a explicat ce anume înseamnă, de ce este importantă alfabetizarea funcțională, apoi au fost foarte multe programe de formare pentru profesori. Au fost programe pentru părinți și încet, încet mă apropii către soluțiile despre care m-ați întrebat. Au fost programe la nivel universitar, programe care țineau de formare inițială a profesorilor. Au fost programe în rândul angajatorilor, da? Programe de conștientizare și programe de susținere în același timp. Și nu în ultimul rând au fost programe în mediul sanitar, de promovare, programe la nivel național prin care se promova lectura, prin care se promova conștientizarea, dacă vreți, sau se încerca realizarea conștientizării persoanelor cu privire la aceste competențe, astfel încât Germania este acum în primele 10 locuri. Da? Deci, printre soluții, în primul rând trebuie să înțelegem că trebuie să fie un efort din partea tuturor. Da? Trebuie să cunoaștem, trebuie să acceptăm că suntem unde suntem și să dorim să facem niște schimbări. Un al doilea set de măsuri ar fi în zona pregătirii profesorilor. De altfel, aceste măsuri au rezultat și din documentele pe care noi le-am obținut ca urmare a unei consultări publice a populației cu privire la analfabetismul funcțional, dar și ca urmare a unui studiu făcut cu privire la efectele programului pe care noi l-am implementat în 30 de școli din regiunea de Nord-Est. Și au rezultat următoarele posibile soluții sau recomandări de soluții. Deci o abordare holistică din partea și colaborativă în același timp din partea societății, apoi formarea profesorilor pe cele două paliere, formarea inițială a profesorilor, asta însemnând introducerea unui curs de literație sau de alfabetizare funcțională la toate facultățile la care avem specializări pentru cariera didactică și introducerea unui program de formare a profesorilor în domeniul alfabetizării funcționale la nivel național. Deci lucrul acesta ar trebui preluat de către minister. Apoi, un al treilea set de soluții, de propuneri, au fost în zona curriculumului, astfel încât la fiecare disciplină, curriculumul să conțină, să aibă capitole sau conținuturi care să se refere în mod explicit la dezvoltarea competențelor de literație sau de alfabetizare funcțională a copiilor, a elevilor. De asemenea, introducerea unei ore de lectură la absolut toate clasele și, nu în ultimul rând, existența, înființarea unui post de consilier, de profesor de literație sau consilier în domeniul literației, expert la nivelul școlilor, pentru că trebuie să recunoaștem, avem copii care au rămas în urmă și preluăm undeva în clasa 5-a sau în clasa 6-a și ei nu știu să citească, de exemplu. Sau chiar dacă știu să citească, nu reușesc să înțeleagă ceea ce citesc. Ei, există persoane care ar trebui să-i ajute pe copiii aceștia, pentru că profesorii, oricât de mult ar încerca la ore, nu vor reuși să îi ajute pe toți. Da? Mai ales atunci când ne vorbim la copiii din cea de-a treia categorie, copiii din școlile vulnerabile. Da? Și sunt, slavă Domnului! Fără doar și poate. Un alt lucru s-a referit, un alt aspect este cel legat de să o numim așa guvernare, da? Lucruri care țin de minister. Să se lucreze la planul cadru, de exemplu, da? Să avem sprijin pentru, din partea ministerului, pentru școlile vulnerabile.
implicarea bibliotecarilor în toată această poveste, implicarea mediului de afaceri, da, pentru susținerea unor astfel de programe. Deci, ce să spun, soluții? Sunt. Avem. Mai mult decât atât, sunt recomandări și din partea Uniunii Europene, care, spre deosebire de noi ca țară, a sesizat mult mai repede că noi avem o problemă și a făcut recomandări. Sunt recomandări din anul 2012, sunt recomandări din anul 2014 și sunt recomandări care au venit și acum, odată cu raportul de țară. Și a rămas undeva într-un sertar, probabil. Care arată din nou o mare, mare diferență. Suntem, între noi și celelalte țări europene, suntem primii la nivelul de analfabetism funcțional și suntem ultimii la numărul sau procentul elevilor care obțin rezultate, care ating nivelurile maxime la testele PISA. La toate disciplinele, și la lectură, și la matematică, și la științe. Ce ar trebui să facem? Nu știu dacă ar trebui să luăm numai decât un model, deși nu ar strica să ne uităm la ce au făcut alții. Dar ceea ce noi am obținut ca recomandări în urma activităților pe care noi le-am derulat, audierea publică, studiul cu privire la efectele programului la elevi și la profesori, o analiză a nivelului de analfabetismului funcțional în România. Deci toate recomandările pe care noi le-am obținut din aceste trei documente pe care noi le-am produs coincid și sunt convergente cu recomandările care vin din partea Uniunii Europene. Deci ce ar trebui să facem? Ar trebui să le luăm și să începem să le aplicăm. Și din păcate timpul trece și iată, cum spuneam și mai devreme, suntem în 2018 și iată, nu s-a făcut nimic. Dar haideți să discutăm puțin și despre cauzele acestui analfabetism funcțional. De unde pleacă? Că spuneați că se întâmplă și la clasa 5-a, să citească, să nu înțeleagă textul. Aș vrea să fac o mențiune. Nu putem spune că nu s-a făcut nimic. Niște lucruri s-au mai făcut. Poate că ele nu s-au făcut la modul acesta foarte conștient și foarte focalizat pe această problemă. Și eu cred că de aici ar trebui să începem, să ne asumăm faptul că avem o problemă. Deci eu, dacă aș fi ministrul educației, dar nu sunt, aș spune așa, aici suntem. Asta ne spun testele internaționale, asta ne spun evaluările naționale, fie că ne referim la clasa 8-a, fie că ne referim la clasa 12-a, asta ne spun profesorii, pentru că profesorii recunosc lucrul acesta. Dacă nu suntem convinși că avem o problemă, atunci aș aduce niște experți care să ne facă o analiză. Aș face o cercetare, hai să-i spunem, pur românească, da? Din care să rezulte unde suntem. Da? După care aș spune, suntem aici, ne propunem să abordăm această problemă astfel încât în 10 ani de acum încolo nivelul analfabetismului funcțional să scadă cu 15%, că mai mult de atât nu se va putea. În următorii 5 ani cu 3%, cu 5%, deci trebuie să ne stabilim niște obiective și niște ținte foarte clare. Cauzele sunt multiple. Sunt cauze care țin de mediul din care vin copiii. Deși analfabetism funcțional nu avem doar în școlile vulnerabile sau doar în școlile din mediul rural sau din urbanul mic. Analfabetism funcțional avem și în școlile foarte bune chiar, da? Avem și acolo. Desigur, procentul este mult, mult mai mic. Cu cât nivelul de educație al părinților este mai scăzut, mai redus, cu atât mai expuși sunt copiii către analfabetism funcțional. Mediul economic, socioeconomic din care vin copiii, are de asemenea o influență. Da? O a treia cauză vine din modul în care noi predăm, din modul în care este poate sistemul organizat. Da? Avem un curriculum extrem de încărcat, programele la fiecare disciplină aproape, dar m-aș referi în mod special la matematică și la științe, dar și profesorii de limba română îmi spun același lucru, sunt foarte încărcate. Aceste programe încărcate nu permit profesorilor să aibă timpul necesar pentru copiii care au ritmuri de învățare mai lente. Asta ne însemnând că copiii aceia nu sunt la fel de inteligenți ca ceilalți, dar noi suntem foarte diferiți. Așa sunt și copiii. Da? Deci nu există acest timp.
De asemenea, modul în care noi facem evaluarea. Evaluarea la testele internaționale vizează înțelegerea și aplicarea în viața practică și funcționarea în societate. Evaluările noastre se referă în primul rând la cât de bine ai memorat ceva și apoi cât de bine ai reprodus. Da? Ca să nu mai vorbesc despre structura lor, care este foarte diferită. Deci și acest aspect produce niște efecte. Modul în care noi predăm este unul, și statutul profesorului în clasă este unul magistrocentric. Profesorul este în centru. Trăim într-o lume în care copiii au acces la informație, poate mai mult decât noi adulții și mult mai rapid. Ei sunt digital nativi. Zilele trecute în aeroport am văzut o fetiță care nu cred că avea mai mult de 2 ani și plângea. Și tatăl i-a dat telefonul în mână. Copilul ăla a început să dea cu degețelul pe telefon și n-a mai plâns. Mie nu venea să cred, un copil atât de mic, care știa deja despre acel device, știa să-l folosească, nu vreau să discutăm aici dacă e bine sau nu. Asta este o altă poveste. Cert este că copiii aceștia sunt digital nativi, exact, și cunoștințele sunt importante, dar nu sunt cele mai importante acum. Și modul în care eu ca profesor predau e mai important decât ceea ce eu predau elevilor. Deci cred că este foarte important ca noi profesorii să ne reconsiderăm modul în care ne raportăm la elevi, modul în care ne raportăm la disciplina pe care o predăm, modul în care predăm, da? Și nu în ultimul rând, modul în care noi gândim educația. Da? Pentru că în oră acum, nu predarea este lucrul cel mai important, ci învățarea. Iar eu, ca profesor, trebuie să învăț alături de elevii mei. Obișnuiesc să-i întreb pe colegii noștri, pe profesorii cu care lucrăm, ce ai învățat astăzi de la elevii tăi? Pentru că în fiecare zi copiii aceștia ne învață ceva și ei pe noi. Întrebarea mea este în ce măsură noi suntem dispuși să ascultăm ceea ce ei ne transmit. Da? Deci aceasta este o altă cauză. O altă cauză ar fi legată de faptul că există foarte multe disparități între mediul urban și mediul rural. Școlile din mediul rural au problemele cele mai mari la capitolul analfabetism funcțional. Ori faptul că eu m-am născut în oraș nu trebuie să constituie un avantaj pentru ceea ce eu voi face în viitor. Șansele trebuie să fie egale pentru absolut toți copiii, atâta timp cât noi spunem că învățământul este gratuit și că în România învățământul și educația sunt priorități naționale. Păi dacă sunt, atunci aceleași șanse pe care le-a avut fiul meu în Iași ar trebui să le aibă și copiii din mediul rural. Ori noi știm clar că lucrul acesta nu se întâmplă. Și o altă cauză ar mai fi faptul că nu avem curajul și nu ne asumăm niște realități. Deci eu vreau să spun foarte clar. Sistemul românesc de educație are și elite. Are copii foarte buni, are profesori care muncesc, deci nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar avem un segment care se apropie de 40% și în mediul rural el depășește 50% de copii a căror singură vină este că s-au născut în mediul rural. Și este profund nedrept. Din păcate așa este și iată că cred că e destul de clar că trebuie tras un semnal de alarmă către Ministerul Educației care ar trebui să se apuce de treabă, dar iată, lansăm invitația să mai reveniți aici și să mai discutăm despre această temă. A trecut foarte repede timpul și ne pare rău pentru că iată, mai sunt aspecte pe care trebuie să le abordăm. Foarte multe. Vă mulțumim tare mult pentru prezența la invitatul jurnalului și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Gracias.